Demonstrație. Demonstrație. Știm că A, B... Hai să o luăm așa. A, D, I, F, paralelogram. A, D, I, F, paralelogram. Dacă și mai dacă. 1. A, D... Paralelă cu F. A, D, paralelă F. Cu E, F. Și 2. AD congruentă cu... AD congruentă cu... EF. Asta... Ne propunem să vedem... Aici credem noi că fructificăm și așa rezolvăm. Putem să dovedim. Deci, din cele 5, pe asta ne gândim. Da? Da. Devine paralelogram dacă se întâmplă astea două. Gata. 1, da. 1 e definită. Deci, 1... AD... Paralelă cu E, F, din ipoteză. Așa au fost construite. Uitați, paralela prin E. La ipoteză, vedeți? Paralela prin E, la AD, e rezolvat asta. Da? Din ipoteză. Și gata, asta e rezolvat. Acum ne străduim doi. Să încontrăm 2. La 2 trebuie să ne ducem acum. Să vedem cum. Și cum am luăm dreptele. Luăm dreptele... A, B și... A, B și A mic. A, B și A mic F. Deci dreapta A mic, da? Și dreapta A mic. Da. Nu, A mic e. Nu poate spune. Nu. Drepte se notează cu litere mici. Cea cu, din ipoteză, A mic, da? Da. Să zicem, cum A mic e paralelă la A, B. La o A, B. Din ipoteză o A, B. Da. Și... Secanta BC, da. BC secantă, din cele două rezultă că... Unghiul. Care unghiul? A, B. A, B, C, congruent cu F, C. Da? Da. A, B, C, congruent cu F, C. A, B, C, congruent cu F, C. Ca fiind corespondente, paralele. Scriem asta, corespondente, dacă nu... Dacă nu motivăm așa, înseamnă că nu e clar pentru cel care citește programul. Deci acestea sunt congruente ca fiind în calitate de unghiuri corespondente, da? Da. Și paralelismul este, ne asigură congruența unghiurilor așa. Cum A, B, G, congruent cu E, C, F. Unghiul A, B, G, congruent cu E, sub asta punem A, B, C. Unghiul A, B, C. E congruent și cu unghiul... E, C, F. E, C, F, cu E, C, F din triunghi, da? Congruent cu E, C, F. E, C, F. De unde este congruent? Cu A, C, B, cum ar veni, da? Și o spunem în paranteză. Triunghiul, din motiv că triunghiul A, B, C, A, B, C, isoscel. A, B, C este și colo și colo? Da. Și rezultă că e unghiul, e congruent cu unghiul. Unghiul E, F, C. Congruent cu unghiul, E, C, F. Congruent cu E, C, F. Atunci rezultă că triunghiul E, F, G, isoscel. Deci rezultă că triunghiul E, F, C, corect, E, F, C, triunghiul acesta, isoscel. Deci rezultă că latele F cu E, C sunt congruente. Asta înseamnă că e congruent cu E, C. Cum știm că D, A e congruent cu E, C. Dar de ipoteză avem că E. De adăugând de sub, că D, A congruent cu E, C. Din astea două rezultă că... Din ipoteza asta remarcăm. Din astea două rezultă că... Că E, F congruent cu D, A. E. Congruență. Și am pus că măsură relația 2. Asta e 2, nu? Da. 2. Din relația 1 plus relația 2. Și atunci zicem 1 2 plus 2. Rezultă A, D, F, E, paralelogram. A, D, F, E, paralelogram. Termina problema. Ei recunosc că n-ar fi făcut-o. Pentru că se complicau cu figuri, mai puneau ei latul, da, mai puneau ei. Insist să vă spun, tot timpul, ca la orice problemă, dar mai ales la geometrie,
Trebuie citită problema de nenumărate ori. Nu complicați figura. Odată, de două ori, de șapte ori, până înțelegem bine ipoteza. Și fiecare informație a ipotezii trebuie desfăcută, trebuie răstărmăcită, trebuie tradusă. Triunghiul ABC isoscel are două laturi congruente, dar și unghiuri la bază congruente. Corect. Și că dacă cumva duc înălțimea din vârful acela și medial și mediatoare și centrale și toate chestiile astea. Deci la mine odată se cuplează toate lucrurile astea. Corect. Da? A, la urmă, se iau niște puncte pe laturile egale, pe laturile egale ale triunghiului ABC, D-ul și eu, dar nu oricum. Așa fel încât a să fie cât e ce. M-am ferit să le iau pe D la mijloc și pe E la mijloc. M-am ferit. Mai bine. Pentru că ziceau pe linii mijlocii, se duceau pe linii mijlocii, exact. Se duceau pe tot felul și de chestii. Și voi faceți la fel? Nu vă duceți dacă nu vă zice asta. Deci, exact. Nu, nu mă ducem în situații, nu ne ducem în situații particulare. Dacă nu vă zice asta autorul, da? Băgați la cap. Situațiile particulare te îndeamnă să vezi altceva de acolo, dar e valabil pentru figura ta construită. Și tragi niște concluzii care nu sunt adevărate. Corect. După aceea, paralelismul. Paralelismul nu l-ați fi dus cu atenție. Nu. Deci paralela prin e, adică voi nu știți încă, dacă ți se dă o dreaptă și ai un punct exterior, să duci o paralelă la acea dreaptă prin punctul exterior. Deci ai dreapta B, dată, și trebuie să o duci pe A. Paralela prin A, la punctul, prin punctul A, respectiv data acolo, cum a fost E, la o dreaptă dată. Numai una trece. Deci există o singură paralelă la dreapta respectivă, una și numai una. Deci toate aceste lucruri sunt esențiale pentru a înțelege bine conținutul problemei. Da? Dacă nu-ți faci strategia. Bună problemă. Deci insist foarte tare pe chestia asta. Și mi s-a, după ce am dus totul și a construit, îmi cere să arăt că e paralogram. Imediat când am deschis gura și am zis paralogram, imediat toate cele șase sunt echivalente și am dus el în capul meu. Toate cele. Și ce șanse am să fie paralogram? Păi fie că diagonale sunt congruente, diagonale se înjumătățesc. N-am nicio treabă cu diagonale. Unghiurile opuse. Nici asta n-am nicio treabă. Nu apar din contextul problemei. Mie mi-apare ceva cu egalitate de segmente. Egalitate de segmente, asta mă îndeamnă să cred că voi folosi un paralelism cu două laturi opuse. Iată. Îndeamnă să crezi că ai o șansă pe treaba asta. Sigur că da. Și atunci, paralelismul odată este asigurat, că segmentele acestea sunt din drepturile paralele, și doar ce să rămâne să arăți că sunt congruente. Și până începe să deznozi problema, să vezi exact. Hai să mai stai și următorul în picioare. Da. M-am în picioare, frate. Da, și eu. Problema 22, copii. Așa. Da. Vreau să știu eu, domnul profesor, acolo. Eu sunt eu, fac trei. Da, și ce scrie, să vedem ce putem înțelege. Mm-hmm. 22. Hai să-l înțelegem. Pe 22. La 22 ne sunt ceva. Da, da, da. Aveți temă mâine, nu? Problema asta. Nu. Au pentru test, în primul rând. Temă. Așa. Ar trebui făcute toate de acolo, da. Sigur, dar mai facem și mâine. Oricum mai facem și mâine. Hai să încercăm să vedem pe asta. Facem 22-ul, da? Să gândim pe asta ca să vedem ce... 22, de la 112. E triunghiul ABC. În ipoteză. Da. Isoscel. Da. Cu AB congruent cu AC. AB congruent cu AC. Punctele D și E. De aparține lui. Dar pe 22 am făcut o parte, nu? Nu, pe 21 am făcut, dar așa. E un pic diferit. Punctele D și E. De aparține lui AB. Da. Și E aparține la C. Așa încât AD să fie congruent cu EC. Până aici o repetiție. Da. AD congruent cu EC. Da. Aici începe ruptura. Dacă G este mijlocul segmentului de E. Asta înseamnă... G aparține lui de E. De aparțin, trebuie să spunem, de aparțin lui D-E, putem spune că e ordinea aceea. D-G, congruent cu G-E, nu? Și adăugăm D-G. Da. D-G, congruent cu D-E, de-aia e mijloc. Cu G-E, așa am și scris, da? Da.
Și F, punctul în care dreapta G intersectează BC, deci fim așa, că A, G, intersectează pe A, intersectează pe C, D, C, da, da, egal punctul? F, F. Da. A zis de ce? De ce? Deci, pe BC. Pe BC. Deci, A, G, intersectează BC. Bun, bun, BC. Gata. Și egal mulțimea formată din punctul F. Gata. Arătați că ce este, concluzia, arătați că ce este mijlocul segmentului DE. Să arătăm că... Arătați ce este mijlocul segmentului DE. A, deci asta nu e, domnul profesor. Păi aici autorul se contrazice. Dacă G este mijlocul segmentului DE, dacă... îmi arătați că G este, este mijlocul segmentului DE. Deci dacă, gata, vă stai că e... Stai mai puțin. Deci am să-ți repară. Haideți să vedem. Deci, da. Facem într-un unghi social. Da. Așa, un pic mai înalt, ca să nu fie spre echilateral, știi? Ai un mai sus, un pic. Mai sus sau după ăsta mai jos? Așa, așa, așa. Asta nu mai perfect. A, B, C. A? Întrebarea este, oricât de jos ar duce, când mama pică în ideea de a fi echilateral, când nu poate scăpa de varianta asta? Dacă cumva ai luat un lua de 60 de grade, aproximativ de 60 de grade, oricum te duci deci mai sus, mai jos, trebuie să le... Aproape așa. Aproape, da? Deci de aceea trebuie să le unghiul mai, mai mic mai decât mic. 60. Acum, acum îmi zăpăcească. Da. Așa. Ei, dar ce dreptele am dus, domnule? ABC. Unghiul ABC. Așa. Bra. Și D-ul pe AB și C-ul pe deci D-ul pe AB, E-ul pe... Eu tot așa cum am luat la dumneavoastră. Exact așa. E, da. G este mijlocul lui D-E. G e mijlocul lui D-E. Acum rămânesc pe D cu E. Exact. Și cauți mijlocul. Cauți mijlocul. Corect. R. F punctul în care dreapta G A, G. Lumesc acum iară pe A cu G. Da. Taie pe B, C. O duc până jos. Da. Și zice că e. Da. Arătați că G este și mijlocul lui... A, F poate. Poate a lui A, F. A lui A, F m-aș gândi. Că asta zice. Păi ăsta e mijlocul ăsta. Sigur că da. Cred că a lui A, F. A lui A, F. Așa aștept. A, și sigur așa, domn profesor. Mă gândesc că de pe aici se folosește de faptul că astea diagonale. Așa. Deci dacă unem pe E cu, cu F... Da, și pe... Și dacă arătăm că patrulaterul acela este... Dezavit, de pe aici ne servește așa... Deci e din construcție. Apar diagonale de construcții. Și dacă arăți că patrulaterul... Ca G este congruentă cu GF. A, G, congruentă cu GF. Asta ar trebui. Deci aici a greșit autorul. Da. Deci nu a lui A, la lui D, E, ci a lui A, A, F. Și cum notăm? Trebuie să unim D cu un punct, dacă am să fie paralel la cu ce notăm? Nu, dragă, e unit, sunt toate punctele. Mama, trebuie să unim D cu F, cu unde A. D cu ce, dragă? D este unit cu E, mijloc cu G. Păi... Eu l-am unit cu F, draga mea. Uite, A, B, F, E, paralelogram. Ăsta vrem să arătăm. Da, și astea sunt diagonalele lui. Sigur că da, și atunci, atunci, dacă arătăm că e paralelogram, Miruna, aici nu avem altă soluție. Sigur e cu diagonalele. Sigur e cu diagonalele, pentru că din altă, dintr-o altă, dintr-o altă variantă trebuie să arătăm că e paralelogram, dintr-o altă variantă. Și dacă arătăm că A, D, F, E, e este paralelogram, gata, diagonalele sunt jumătățesc. Se jumătățesc și atunci G-ul ăsta care era în mijlocul lui D, E, este pe A, F. Da. Da? Deci și nu folosim diagonalele se jumătățesc pentru a arăta cu paralelogram. Nu, asta trebuie să demonstrăm cum ar veni, nu? Și pe care de consecință, da. Deci cu instrumente, este problema în sine. Haideți să arătăm, domnule. Cum arătăm că A, D, F, E este paralelogram, tot așa știm, că asta e cât asta. Da. Să ne gândim. Ăsta e isoscel. ABC. Da. ABC e isoscel. Deci unghiul ăsta e cât unghiul ăsta, domnul profesor. Da.
Nu, că n-aveam paralelismul ăla dat, cum am avut la problemă. Nu avem paralelismul. Deci ne folosim doar de ce ni se dă ipoteză. Știm că AB e cât AC, unghiul ăsta e cât unghiul ăsta, mai știm că AD, că ăsta, e cât ăsta. Sigur. Ni se dă ipoteză. BD cât AI. A, ni se mai dă și ăsta, domn profesor. Foarte important. Cât ăsta. Da. Putem. Așa? Cum ieși figura? Putem. Prima oară nu ieși. Și trebuie să arăt că asta e cât asta. Da, așa trebuie să arăt. Da. Dacă nu arăt e paralelogram. Că dacă aș lua triunghiurile astea două, cu ăsta și cu ăsta, știu că asta e cât asta. Da, îi trebuie unghiul dintre ele, nu îi trebuie unghiul dintre altele. Și tocmai nu are cazul de congruență acela. Da. Vezi? Trebuie să-ți intre EC-ul. EC-ul da. Și AD-ul. Da. Nu avem paralelismul, da? Da? Normal. Nu, nu poate nu. Poate nu. Ies în altă parte paralelismul. Dacă-mi poartă cum eu nu văd acolo, nu știu cum. Da, da. Hai, eu mă ajută. Să putem dovedi paralelismul acela, gata, e problema. Ne ducem în cea dinainte. Dar de unde se ne iese paralelismul? Câte vreme nu aveam decât EC, e cât AD, nu? Da. Și F-ul ăla a fost avem dus... și DG cât G e, domn profesor, nu degeaba. DG cât G e, sigur că da. Degeaba, dar... zic, la final. La final. Zic, la final. Confund problemei 21, fie E, F, paralel cu AB. E, F, paralelă cu AB? Da. Conform atunci, primei? Prim. E, conform problemei 21. Fie aaaa, autorul zice așa. Duce prin E. Atenție ce face. Duce prin E o paralelă la AB. Nu zice că așa care taie, paralela asta taie nu în F, ci în F prim. Deci duci paralela. Duc și eu paralela. La AB. Și da, e, în F prim. Conform problemei de mai înainte, patrulaterul AD F prim E, AD F prim E, este paralelogram. Paralelogram, da. Am demonstrat mai înainte. Da. AD F E este paralelogram. Și în paralelogramul acesta, unii pe D cu F prim. Te rog să duci pe D cu F prim. Așa. Deci A, D, F, primie. Adică ăsta. Așa. Este paralelogram cu fără probleme de mai înainte. Da. Am demonstrat un lucru. Așa. Și într-un paralelogram, diagonalele D, E și cu A, F prim se înjumătățesc. D, E. Și cu A, F prim. Cu A, F prim, da? Se înjumătățesc. Da, tai în alt punct. Într-un punct G prim, să zicem. G prim. Dar G prim asta ce calitate are? Că e mijlocul lui DE. Da, nu, G prim e mijlocul lui DE. Că diagonale se înjumătățesc în A, D, F prim E. Da. Și atunci DE are două mijloace? Păi mama lor. Păi nu se poate. Un singur mijloc. Și atunci F prim coincide cu F. Asta e problema. Câte linii sunt acolo? Câte linii sunt? Nu, câte linii sunt. Stai un pic, deci am înțeles eu ce zice domn profesor. Finally, tot, da. Deci. Ia, urmăriți-o pe domn profesor. Deci așa. Spuneam mai devreme că problema repetă prima parte din cealaltă. Din cealaltă. Și autorul e șmecher de data asta. Nu ne mai dă paralela. Pentru că este lui F. Nu ne dă paralela. Ne dă mijlocul lui D, E. Da, ne dă G. Da? G. Da.
Și atunci, furați de condiția dinainte, de problema dinainte, care am și făcut-o, spunem așa. Ducem noi o paralelă prin E la AB, care va tăia pe BC într-un punct F prim, nu neapărat același F care a provenit prin ducerea, unirea lui A prin, dus prin G. A, G, F. Deci, în problema nouă, el spune așa, unim pe A cu G, care taie pe BC în punctul F. Corect. De data asta, amintindu-ne problema dinainte, spunem, ducem paralela, care paralel taie pe BC într-un punct F prim, diferit de F. Și patrulaterul A, D, F prim, E, după problema anterioară, paralelogram. Este panogram. Da. În panogramul acela, în A, D, F prim, E, da. Diagonala A, F prim, da. Intersectează pe D, E, în G prim. Dar care G prim e mijlocul lui D. Păi și ceea ce nu spune, cum are două mijloci. Păi nu are două mijlocuri, înseamnă că A, F prim coincide cu A, F. Adică, cum G' e identic cu G, că e un singur mijloc, înseamnă că AG', asta care s-a dus, sau AF', este identică cu AF. Pentru că eu pe unde o duc? Prin singurul mijloc al lui D'E. Prin singurul mijloc al lui D'E. Și atunci, AF' nu e diferită de AF, ci este... se suprapun cele două. Uh-huh. Da? Se suprapun. Și atunci pe F' l-am dus chiar prin punctul F. Da? Prin F. Și iată-mă că în clipa de față, fiindcă G' era mijlocul și alu AF', de fapt G' care coincide cu G, că e unicul punct, corect, e mijlocul AF. Și terminată problema. Și cum de exact? Tot ce am vorbit, acum... Tot ce ați vorbit, acum să scriu. Cât de ceasă, mă? Ne-am atrat. 8, 2, 5. Demonstrație. Spuneți că e o scâdă. Păi, pornim așa. Fie A mic, ca să facem legătura cu problema dinainte. A mic. Fie A mic, da, paralela la BC. Da. La AB. La AB, paralela la AB. A mic, paralela la AB. Prin punctul E, adică E aparține lui A mic. E aparține lui A mic. Scrieți așa, copii. Așa scrie. Iar A, A intersectează. Aha. A paralela asta mică. A mic. A mic intersectează pe BC. Egal punctul F'. Acolada din toată povestea asta, da, rezultă, conform problemei 21, problemei 21, rezultă că A e F' A e F' D, A e F' D, paralelogram. Așa am demonstrat problema. Da, paralelogram. A e F' de paralelogram. Și atunci, într-un paralelogram, în acesta, diagonale se înjumătățesc. Deci rezultă din chestia asta, din paralelogram, da, că A e F' intersectează pe D e egal cu punctul G' cu calitatea că G' aparține celor două și G' e la mijlocul lui D e. Și de aici rezultă din, da, chestia asta că DG' este egal cu G' congruent. DG' congruent cu G'. A, așa. Congruent cu G' e. Corect. Și de altă parte, sub asta, punem de desubt că în ipoteză avem că D. Da, sau cum? Da. Dar nu. Pur și simplu scriu sub ea și spune că din ipoteză. D G congruent cu G F, nu cu G F, cu G E. Este dat în ipoteză. Din ipoteză. Din cele două, da, reiese că
G coincide cu G prim. G egal cu G prim. Este identic. Punctul G. Da? G identic cu G prim. Este același punct. Ok. Lucru esențial. Atunci înseamnă că G prim, dacă G, dacă G prim cu G coincid, da? Da. Înseamnă că A e prim, dreapta A e prim, A e prim, identică cu A, F. A, F. Dar spunem identic, trei, trei așa, trei linii. Așa, da? Cum ar fi congruente, adică okay. Aceeași mulțime de puncte, okay. S-au suprapus. Și dacă A, F prim coincide cu A, F, înseamnă că G, G-ul este mijlocul lui A, F. Că G prim era mijlocul lui A, F prim. Deci rezultă că G... G aparține lui A, F, cu calitatea că A, G cât G, F. Așa încât. Așa cât A, G. Dar că asta și trebuie să arătăm. Atât, da. A, G. G. Nu ne-ar fi pregătit cu problema de înainte. Trebuia să arătăm întâi problema aia. Aceea ar fost dură de tot problema. Ca să avem noi inspirația, să ducem o paralelă prin punctul E la nu știu chiar cine. Chiar problema ar fost dură. Ia, în problema de acelea este de nivelul olimpiat. De asta vi l-o dat una după alta. Corect. Da. De nivelul olimpiat. Asta este secretul pe care îl ascund autorii. Deci Smete. Autorii de probleme când aranjează subiecte, mai ales subiecte tari, foarte tari. Folosesc o problemă anterioară, pe aceea construiesc altceva și duc spre probleme foarte tari. Dar ei, dacă sunt drăguți, ne oferă șansa să rezolvăm problema, adică ne dau ceva ajutător, ne dau niște informații. Ați văzut că eu chiar am și spus, mă, dar se repetă perfect problema. Mai rămânea să ducem paralela. Deci dacă eram un pic atenți, ne era sugerată ideea de a duce paralela. Închipuiți că n-am fi avut experiența problemei anterioare. Nu ne mai gândeam, domn profesor, să ducem paralela. A fost foarte dură. E o problemă de construcție aceea. O problemă la care ai dus cu o linie, ai dus o linie, cum duc ei de foarte multe ori la întâmplare, acolo dus o linie care trebuie să rezolvă problema. Altfel nu poți. Dar nu vă dă din asta la destul. Nu, problema este dură, peste măsură. Stați liniștiți. Momentul în sine al problemei este foarte interesant. E o problemă foarte tare. Deci ce se poate da la lucrare așa, înseamnă o problemă de nivel mediu. Normal. Deci eu aș da-o pe asta dinainte cu paralela da, care, da, care da. E la îndemână. Aia asta. Dinainte. A, da. Ca să arăți că da. Alea două sunt parale și congruente, nu? Da. Că duci pe trenghi social acolo, da. Așa. Și pentru nota 10, să spunem așa, aș formula-o și pe asta. Dar ce credeți că-s genii ăștia? Nu. Vreau să spun când vrei să te adresezi, cum făceam eu în clasă cu lui Adi și Laura. Deci eu căutam tot timpul să formulez niște probleme care să-i prind. Așa, probleme... ți-ai asigurat-o și pe asta. Sigur că da. Dacă având doi copii în clasă care erau super tari. Dar cine își sutim? Da, sigur, că mă spunea cine își sutim un punct, să zicem cel mult, și ca să fac separații și să aibă și eu motiv să angajez în probleme, știi? Era satisfacția mare când acasă mă întâlneam cu ea și îi spuneam, mai, te-am prins. Problema ți-a plăcut, mi-a plăcut. Asta înseamnă că la ceilalți de dați nou? Dacă făceau tot. Dacă făceau un nou. Pentru 10 ne vreau să facă problema asta. Sigur că da. Nu 9-50, că 9-50 înseamnă 10. Da, e o diferență de 9-50. Bine, Miruna, eu îmi permiteam să spun, dacă am vârful acesta acolo, îmi făceau o ierarhie. Și ei trebuiau să aibă unitate de măsură. Și ei trebuiau să se simtă, cum să spun, că se întrebuințează foarte bine. Corect.
Că așa, tot timpul ne puteam 10, 10, 10 și ne lăsăm până la sofrerea foarte bun. Dar voi tot timpul aveți învățat ceva. Corect. 10 când ne luați, trebuie bucit. Da, aveați vârfurile, domn profesor, stați puțin. Da, am luat locul lui Puțară la matematică, era ceva. La olimpiadă, măi, da. Deci așa, așa trebuie să înțelegeți. Corect, da. Dar, repede, după muncă insistentă, fiecare clipă ne dăm seama cât de frumoasă e matematica și ce lucruri interesante putem învăța la fiecare moment. Vă spuneam, când ajungeam acasă, mă spuneam, zice, avem o problemă, nu știi să o faci. Era extraordinar. Mă întrebuiam cât puteam și eu să o fac și nu reușeam de fiecare dată. Nu reușeam. Și este obosit, hai duce-te cu așa. Și facem sinteza? Da, facem sinteza. Da, da. Noi mai avem o problemă, facem mâine. Păi doar da. Că tu vrei numai de tine să ocupi. Domnul profesor. Da, o facem. Nu ați întrebat dacă o băut apă astăzi, săracul. A 5-a, 4-a, a 7-a, a 7-a, 11-a. Nu l-ați întrebat dacă o băut. Ceva, 11-a e proaspăt. Exact. Da. Și la 11 e greu, nu-i ca la noi. Așa. Ce am discutat astăzi? Despre paralelogram. Problem. Paralelogram, o fășel care l-am învățit. Păi facem sinteza pentru Cristi, ca să fie lui mai ușor. Pentru ce? Pentru băiatul domnului profesor care pune lecțiile pe YouTube și pe site. Ca să nu se uite el pe lecții în șoară, că nu are timp să facă asta. Deci, paralelogram. Am făcut și algebra. Paralelogram. Dar nu e... Probleme cum n-am probleme. S-au înregistrat. Așa, mai adăugăm. Aici triunghi isoscel. Da. Triunghi isoscel. Proprietăți. Proprietăți acolo. Am folosit și asta. La paralelogram aș... spune și paralelogram. Proprietăți. Da, proprietăți. Triunghi isoscel cu proprietăți. Trei probleme. Și, trei. Și la ele probleme, să înțelegeți că a făcut da. De probleme asta. Ce am făcut? Operații cu numere... Raționale. Operații cu numere raționale. Okay. Operații în cube. Cam asta s-a făcut. Da. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe campana și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Așa mă să fie. La revedere. Deci să nu uitem, măcar. Avem nevoie să ducă mesajul.